În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Așa se întâmplă cu cel care nu se îmbogățește în Dumnezeu. Iubiți credincioși, trebuie de la începutul cuvântării mele să vă spun că ceea ce veți auzi este pur și simplu o spovedanie de-a mea. Puține sunt lucrurile care mă sperie, profesional vorbind. Dar cel mai mult, trebuie să vă spun și dumneavoastră, mă sperie una dintre evangheliile pe care Sfinții Părinți le-au rânduit ca adaos la slujba citirii stâlpilor. Sunt cele 12 voscresne, 11 voscresne, sunt apoi alte pericope care s-au rânduit pentru diverse împrejurări, adică cum ar fi răscrucii de drumuri când se conduce pe ultimul drum un frate de-al nostru. Și una dintre aceste evanghelii, care am spus așa, fără să o ocolesc, mă sperie, este că este spusă chiar de Mântuitorul și este un amestec între o parabolă și o realitate. Și anume, iată ce ne spune Sfântul Evanghelist Luca, în câteva cuvinte, începe direct. Zisa Domnul pilda aceasta, unui om bogat i-a rodit țarina și el și-a zis în sine, ce voi face? Căci n-am unde să adun roadele mele. Și și-a revenit în sine și a zis, acestea voi face. Voi dărâma hambarele și mai mari le voi zidi și voi aduna acolo multe bunătăți și voi zice sufletului meu, suflete, ai multe bunătăți adunate pentru mulți ani, mănâncă, bea, veselește-te. Dar în noaptea aceea, Dumnezeu a trimis pe îngerul său și a zis, nebune, în noaptea aceasta se va cere la tine sufletul tău și toate acestea pe care le-ai pregătit, ale cui vor fi? Și Mântuitorul încheie foarte frumos zicând, așa se întâmplă cu cel care își adună comori și nu se îmbogățește în Dumnezeu. V-am spus că mă sperie acest cuvânt, este o realitate, pentru că în momentul în care este rânduit a se citi acest cuvânt, sunt adunați oameni de toate categoriile. Sunt adunați oameni care n-au nevoie să-i mai mustri atunci când au o durere atât de mare cum este plecarea unuia cunoscut. Că au murit 1 milion de oameni în primul război mondial, că au murit la Mihăilești în 2004, prin iunie, 80 de oameni, că au murit mai de ună zi pe 30 octombrie, 27 și s-au ajuns acum la 59 de oameni, că au murit la Paris săptămâna trecută 120 și ceva de oameni. Acestea sunt statistici și numărători. Când îți moare însă cineva cunoscut, se-ți schimbă cu totul și cu totul problema. Dacă e unul din acel milion sau unul din acei 80 sau din 59 sau din 128, atunci se schimbă totul. Și atunci am întotdeauna Evanghelia în mână și mă gândesc ce să le spun eu oamenilor ăstora. Și astăzi, pentru că am început să mă spovedesc la dumneavoastră, cred că acest cuvânt este pentru mine, nu e pentru altcineva. Este un cuvânt care te pune pe gânduri. Spuneam că este un amestec de parabolă și de realitate, pentru că Dumnezeu este pomenit la locul său. În nicio parabolă pe care Mântuitorul a spus-o, nu a pomenit Dumnezeu Tatăl sau pur și simplu Dumnezeu. Nu. A zis unui fiu de împărat, unui dregător, a spus despre vame și fariseu, a spus despre multe, dar acum, după ce ne spune că unui om bogat i-a rodit țarina, mai spre sfârșit zice, și Dumnezeu a trimis pe îngerul său. Păi stați așa, ori este parabolă, ori este o realitate, că Dumnezeu trimite pe îngerul său. Așadar, este mult mai profund. Și de vreo săptămână de când tot mă străduiesc să scot ceva din această parabolă, să mă lămuresc și eu,
Mă tot gândesc la multe și m-am gândit în ultimile nopți să mă culc cu gândul ăsta. Să văd, vine îngerul, îmi spune ceva până azi noapte. Vă spun, nu s-a întâmplat să vină vreun înger. Și am zis, slavă Domnului, știi că atunci când începi să auzi voci, trebuie să te duci la frații de la psihiatrie. N-am auzit nicio voce. Dar dimineața când m-am trezit, era în fața casei mele, pe gazonul pe care m-am străduit să-l tun, să-l ud și așa mai departe, nu mi-aparține mie, dar priveliștea mi-aparține mie. Și așa că am renunțat la ceea ce mi-au oferit alții și m-am ocupat eu de treabă. Și era acolo un câmp de hârtii și de peturi. Acum de sus, de unde mă uitam eu, am început să-i judec și trebuie să mă mărturisesc chiar. Băi, au venit ăștia și au băut și una și alta. Când m-am apropiat, mă uitam la ceas așa, mă, era 5 fără ceva, trebuia să plec de acasă. Dar zic, dacă să trezesc ai mei și o să vadă, o să se mâhnească. Acum măcar, dacă eu tot m-am mâhnit, să mă mâhnesc numai eu. Și mi-am propus să mai întârzi 5 minute, am luat o punguță și am îndesat. Este celebra pungă după vremea lui Ceaușescu, de un leu. Să știți că în momentul în care am constatat că nu este nici o cutie de bere, toate erau de Fanta, Sprite și Cola, uite că le-am făcut și publicitate, o să-mi dea cei de la Fanta. Acum când am început să fac și insulină, nu mai am nevoie să mai iau așa ceva. Și m-am bucurat și în momentul în care m-am bucurat că nu era bere, știți că mi-a dat așa o pace. O stare de bine în sensul că te poți bucura și în mijlocul unui rău. Știți ce liniștit am plecat pe biserică? Am zis, iete-mă că nu sunt chiar așa. Oamenii aia, cine știe? Asta e. Le-am pus frumos, le-am pus în portbagaj ca să nu mai deschid poarta, să se mai facă gălăgie și am plecat de acasă liniștit că atunci când se vor trezi ai mei, nu o să aibă priveliștea aia dură pe care am avut-o eu și vă imaginați că la 5 nu răsărise soarele, nici de cum. Și eu le-am văzut pe întuneric, vă imaginați cum se vedeau ele la lumina zilei. Ce vreau să vă spun? Este faptul că după noi rămâne câte ceva. Aici este problema și aș vrea să vă spun câteva cuvinte despre ce rămâne după noi. Bine, după cei care au plecat azi noapte din parcarea mea, am văzut și am adunat eu. Dar ce rămâne după noi? Pentru că aici mi-era mie teamă și în același timp jenă, să nu fiu înțeles greșit, față de cei cărora trebuia să le citesc taman într-un moment de maximă întristare această Evanghelie. Ce să le spun? Acum, nici nu sunt atât de, să zic pe românești, nedus la biserică, încât să cred că oamenii ăia nu știu cum am ajuns eu la ei. De vreme ce n-au văzut că am venit pe jos sau n-am venit cu autobuzul, m-au văzut că am coborât de mașina mea, slavă Domnului, cum să le zici, băi, nebune, una și alta? Și m-am gândit, mă, cuvântul ăsta nu e pentru ei, e pentru mine. Și m-am gândit acum să vi-l împărtășesc vis-a-vis de faptul că trebuie să avem grijă ce rămâne după noi. Și de unde mi-a venit mie ideea asta? Vedeți că Mântuitorul, la sfârșit, când face concluzia întregii parabole, spune așa, zice, așa se întâmplă cu cel care se îmbogățește, care adună averi și nu se îmbogățește în Dumnezeu. Păi, a aduna averi, o să spuneți, bine, bine, dar, părinte, să mai rămână și la fetele matale, să mai aibă și ginerii de ce te înjura, una alta. Trebuie să fim foarte atenți ce adunăm și ce lăsăm după noi. Ca să nu lăsăm după noi ceea ce au lăsat frații mei în parcare, trebuie să ne gândim că ceea ce adunăm noi trebuie să-i facă pe urmașii noștri să fie, nu să aibă. Dacă eu adun pentru copiii mei ca să aibă, o să fie niște copii avuți, dar nu o să fie. În sensul că un om care are nu este un om care este. Acum nici la sectorul 5 mi se pare că nu mai este care. Un om care are, trebuie să știe de unde are și cum să facă, astfel încât acel avut să-l facă să fie. Adică, dacă ai ceva,
Nu poți să zici eu am milostenie, dacă nu o și faci, ca să devii eu sunt milostiv. Din a avea, trebuie neapărat să te canalizezi către a fi. Dacă ai, trebuie să fii. Dacă nu, înseamnă că și ceea ce ești, începi să vinzi ca să ai. Chiar și imaginea, în ultima vreme, constat că se dă, adică se oferă. De ce? Adică ceea ce sunt, ofer ca să am. E treaba celorlalți. Important este ca noi astăzi să ne luminăm asupra gândului acestuia. Ce rămâne după noi? Rămâne din ceea ce avem sau rămâne din ceea ce suntem? Dacă unui copil nu-i lași din ceea ce ești, îi lași degeaba din ceea ce ai. Trebuie să-i lași unui copil și nu numai unui copil, și unui vecin, și privirii unuia care nu te cunoaște. Trebuie să lași din ceea ce ești. Dacă lași din ceea ce ai, vedeți că de multe ori avem niște scăpări care se văd urât lângă noi. De aceea, fraților, trebuie să luăm aminte că Mântuitorul vorbește prin acest cuvânt fiecăruia dintre noi. Și dacă eu personal m-am rușinat să zic, nebune, noaptea asta se va lua sufletul, acum deja sunt pregătit ca la următoarea slujbă să nu mai fie nicio jenă și să o spun așa pe șleau. Pentru că, de fapt, o spun pentru mine. Și spuneam că m-am culcat de atâtea ori cu gândul acesta, dar nu m-am trezit până acum cu semnalul. Când mă voi trezi cu semnalul ăsta, nu o să mă mai pot povesti. Dar eu vă spun de acum așa câte ceva ca să știți. Iubiți credincioși, cel mai important lucru este că atunci când ne facem așa un examen de conștiință, să vedem ce rămâne și ce nu rămâne. Am mai spus și altă dată că dacă avem pe lângă noi niște sertare pe care le cotroboim, trebuie să vedem dacă nu cumva au trecut 2-3 sezoane și n-am mai folosit din lucrurile acelea. Trebuie să dispară. Așa este și cu gândul nostru. Dacă am constatat că un gând de-al nostru a rămas înțepenit în ceva și îl pregătim așa cum pregătește vânătorul cartușul pe țeavă, nu e bine. Nu e bine. Trebuie să facem astfel încât acel cartuș, de la a avea cartușe, să se transforme în a fi vânători. Da, vânători, dacă avem meseria de vânător. Nu așa să vânăm greșelile altuia sau să vânăm cine știe ce imagine. De exemplu, asta vă spun, în altar m-am străduit să ascult și sfaturile celor mai dinaintea mea vis-a-vis de artă și la un moment dat, înainte să încep acțiunul, mi-am propus, băi, îmi place să-l zic cu ochii închiși și când să-mi închid ochii, văd așa la geam o puzderie de lucrătură de păianjen, dar adevărată, cu praful pe care îl tot avem de câțiva ani, păianjenii sunt peste tot. Și mi-a venit un gând nebunesc, ca să zic așa, zic, mă, ăsta o fi cerut aprobare de la Ministerul Culturii, de la Patrimoniu, să se instaleze aici pe pictura mea. Și am mers mai departe. Am cântat acțiunul cu tot dragul, sperând eu nebunia mea că atunci când voi termina, să constat că mi s-a părut că este, nu mi s-a părut, este acolo, probabil că mâine nu o să mai fie, că fratele Vasilică deja a primit canon să-l ia. Ce este important în toată această întâmplare? Trebuie să vedem ce rămâne după noi. Adică eu plec astăzi la prânz de aici. Dom'le, după mine, măcar rămâne faptul că am curățat o jumătate de metru pătrat de pictură de urmele unui păianj în care, așa cum v-am zis, nu cred că și-a luat aprobare de la Ministerul Culturii și de la Patrimoniului ca să așeze pe pictura noastră. Rămâne după mine ceva astăzi și să știți că sunt bucuros. Dacă în fiecare zi ar rămâne așa un lucru mic după mine, eu voi fi mulțumit. Și din această mulțumire vreau să vă dau și dumneavoastră bucuria de a constata în fiecare zi câte un lucru mărunt. Dom'le, asta a rămas după mine. Asta a rămas, de exemplu, eu, asta a rămas un pete curat de verdeață în parcare după ce am plecat eu. Eu deja pentru astăzi consider că am făcut liturghia complet.
fiecare lucru care rămâne frumos după tine este o sfântă liturghie. Adică din pâine și din vin, dintr-o materie, a rămas Hristos în trup și sânge. Nu trebuie să slujiți sfânta liturghie, ci trebuie să o trăiți ca să faceți ceea ce am făcut și noi în Sfântul Altar. Pentru că viața noastră este o prescură. O prescură poate să ajungă anafură la sfârșitul unei slujbe, poate să ajungă maximum maximorum trupul și sângele Mântuitorului, dar poate să rămână din neglijență pradă unui mucegai. Trebuie să știm că acea prescură este mâna noastră. Depinde de noi ce ajunge acea prescură. Viața noastră este mâinile noastre, fraților. Cel care a constatat că i-a rodit țarina își punea o problemă pe care poate și-o pune fiecare dintre noi. Ce voi face și unde îmi voi aduna roadele mele? Am să vă mai spun ceva. Acum vreo 10 ani, da, agenda din 2005, că le-am așa așezate și să-mi rămână în arhivă, arăta așa ca un catastif cât o Sfântă Evanghelie, de format A4. Și scriam eu pe ea între orele și orele tot. La un moment dat m-am pomenit că sunt în graficul agendei, dar nu mi-am dat seama că agenda are rândurile așa de largi și în cap scrise mai multe lucruri decât pot eu să cuprind în jumătate de oră. Pe de altă parte, îmi lăsasem și eu un spațiu să mă odihnesc într-o zi foarte, foarte complicată la prânz. Și când am văzut eu în spațiu de la ora până la ora, am făcut un zi acolo și zic, mamă, aici mă odihnesc. Când ajung acasă, când să-mi fac programul pentru a doua zi, da, ziul era mare, într-adevăr, era un spațiu na-na-na. Dar era vorba de cât de jumătate de oră. Că agenda era așa de mare, încât eu am crezut că acolo încap multe ore. Problema este următoarea. Hambarele erau mari. Aveam unde să pun. Dar ce să pun, fraților? Că, vă mai spun și altă dată, degeaba avem ceas dacă nu avem timp. Degeaba avem pat dacă nu avem somn. Și degeaba avem casă dacă nu avem un cămin. Eu aveam agendă, dar nu mai aveam timp în ea. Problema este următoarea. Întotdeauna să ne preocupe ceea ce avem și ceea ce suntem. Eu eram la dispoziția altora, dar aveam o agendă prea mare ca să pot să... Era, să zicem așa, o agendă cât inima mea. Aș fi vrut să încapă toți acolo și încăpeau, dar nu puteam să le dăruiesc din timpul meu. De asta am spus și altă dată, și mă iertați dacă mă repet în fața dumneavoastră, cred că cea mai mare pedeapsă pe care Dumnezeu poate să o dea cuiva care și-a făcut mai multe hambare, adică mai multe case, dacă i-ar da pedeapsa următoare, așa ca o mângâiere, zice, frate, nicio problemă, uite, te ajut, le și te încuiești, le și mobilezi, dar în fiecare noapte să dormi câte o oră în fiecare dormitor din fiecare casă pe care ai făcut-o. Cred că ne-am potolit. Da, cu siguranță. Iubiți credincioși, eu vă mulțumesc tare mult că mi-ați îngăduit această spovedanie. În fața dumneavoastră consider că am și promis următoarele mele slujbe să nu mă mai sperii de o pericopă ca nu cumva să-i sperii pe alții, pentru că de fapt sperietura nu este o sperietură. Este o realitate și îmi dau seama că de fapt astăzi Mântuitorul nu a spus nici de cum o parabolă, a spus realitatea vieții noastre. Ce ne facem dacă nu adunăm cu Dumnezeu? Ne îmbogățim degeaba. După urma îmbogățirii noastre nu o să aibă decât de suferit urmașii noștri și atunci trebuie să ne adunăm în noi, să cultivăm în copiii noștri calitățile care ne-au făcut să fim, nu să avem. Din seriozitate, chiar dacă pe termen scurt avem numai de pierdut, pe termen lung avem numai de câștigat. Chiar dacă îi vedem pe ceilalți că ne iau înainte de multe ori, noi trebuie să stăruim și să vedem că adevărul este cu noi. Se spune că odată
A văzut un iepure o broască, dar să știți că nu vă zic despre cea care se bucura că merge încet, nu. Și broasca i-a zis iepurului, zice, hai să facem un pariu. Ce? Să vedem cine ajunge primul acasă. Măi, broscuță, măi, nu te supăra pe mine, dar văd ce fugă am și ce... Hai să facem, bun. Mă, te țin, mă țin. Și bineînțeles, cum au zis 1, 2, 3, start, broscuța n-a făcut altceva decât să-și tragă lăbuțele și capul și era acasă. Ceea ce vede celălalt despre noi este altceva decât ceea ce suntem noi cu adevărat. Noi suntem acasă. Putem să concurăm cu oricine, să spunem cine ajunge primul acasă. Eu sunt acasă. Dacă cineva zice, hai să vedem cine ajunge, părinte, ai mașină, de aia, să vezi ce mașină am eu, hai să vedem cine ajunge acasă. Eu imediat am închis ușa și zic, eu sunt acasă. Dacă sunt pe vreo stradă, pe la vreun nenoriaș, imediat am intrat și sunt acasă. Trebuie să ne simțim bine între ale noastre, în hambarele pe care le avem, nu în cele pe care, mintea nebunului, să le dărâmăm ca să construim altele. Avem tot ceea ce ne trebuie. În momentul în care avem mult sau puțin, când am constatat că e mult sau puțin, să știm că avem exact cât ne trebuie. Și în acel moment vom putea dormi liniștiți și vom fi scăpați de multe discuții pe care ar trebui să le avem cu niște muncitori care sunt de aceeași mamă toți, care nu o să înțeleagă niciodată de ce am vrut să o facem așa și să nu o facem dincolo. Dacă îi zici, de exemplu, unuia să dea cu var, zice, da, dar să știți că înainte de a da cu var trebuie să facem niște probleme aici, părinte, că uite așa. Măi, fraților, nu vreau să-mi fac alt hambar, să-l dau pe ăsta cu var, ca să mai ține să îl plouă frumos, să n-aibă ceva urme după aia. Dar important este că astăzi, în fața dumneavoastră, mi-ați îngăduit să învăț ceva. Hristos ne vrea să fim, nu să avem. Așa să ne ajute Dumnezeu.